Bună ziua, dragi șoferi, bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi avem o mașină, ca să spun așa, destul de nonconformistă. Și anume, o mașină făcută de o divizie specială de cei de la Audi. Și anume RS6. Spun o divizie specială de ce? Pentru că el este pe o linie aparte de asamblare, separat de fabrică. Cei mai buni ingineri lucrează acolo. Și se numesc, divizia lor se numesc Silver Liners. E, la aceste mașini se fabrică practic pe aceeași linie cu Audi R8. Bun, hai să revenim puțin la modelul prestat astăzi. Este un Audi R6 C7, adică ultimul model. Ce au adus ei nou la mașina aceasta a fost practic renunțarea la motorul V10 de pe modelul anterior de 5 litri și au adoptat noul motor V8 de 4 litri și 560 de cai putere, același motor pe care îl găsim și pe Bentley Continental GT. Încă o noutate la mașina asta a fost diferențialul. Am montat un diferențial central mecanic care transmite puterea în funcție de nevoie față-spate. Acolo unde este nevoie, el transmite puterea instant. Sau dacă vrei, poți să-ți alegi tu din setări unde vrei să ai mai multă putere, pe față sau pe spate. Bun, este și mult mai ușoară ca modelul anterior. Vreo 25% din mașină este făcută din aluminiu. Deci, practic, vorbim de o mașină cu care poți să te duci ziua la circuit. Seara să poți ieși în oraș fără absolut nicio problemă. Bun, noi acum mergem cu ea pe... Ea are multe setări de condus. Confort, auto, dinamic și individual. Noi acum suntem pe dinamic, adică practic pe modul sport. Cutia este schimbă puțin mai rapid pe acest mod. Volanul este întărit, suspensia la fel. Și bineînțeles, evacuare. Demențial. Observăm în fața că avem și un head-up display. Da, cum spuneam, mașina vine cu destul de multe dotări de lux pentru o mașină, să spunem așa, sport. Suntem obișnuiți ca în general mașinile sport să nu vină cu dotări de lux, ci cât mai puține și necesare, ca să spun așa. De astfel, modelul de astăzi are și o opțiune în plus, se numește Dynamic Plus. Ce ți aduce ea nou, față de un RS6 standard, practic ți aduce delimitarea. Delimitarea electronică, care la cele standard e undeva la 250 km/h. Achiziționând pachetul acesta, mașina se duce până la 305. Ca și echipare de frânare, mașina vine cu două echipări. Modelul standard, pe care îl folosim astăzi, și mai vin cu Ceramics Brakes, Audi Ceramics Brakes. Dar, ținând cont că frânele acelea până la ajung la o temperatură destul de ridicată și anume de câte știu 360 de grade nu au eficiență, proprietarul a ales să nu monteze astfel de frâne pe mașină. Ce opțiune avem noi de lux pe această mașină? Avem sistemul audio de înaltă fidelitate Bang & Olufsen, care vine extra opțiune. Trapa panoramică, la fel și ea e o extra opțiune. Și bineînțeles, interiorul acesta superb cu culoarea roșie cu contrastantă în carouri, care la fel și el este o extra opțiune. Mașina are panelele montate pe volan. De obicei la Audi în general le găseam montate pe coloană aici, pentru a ști tot timpul pe circuit în ce poziție ai, pentru a găsi tot timpul panelele. Așa fiind pe volan, e puțin mai greu să-ți dai seama unde vin pe circuit, în curbe, poziția lor. Deci am făcut asta, nu știu.